Salutare, tovarăși! Bine ați venit la un scurt anunț și o mică rugăminte din partea mea pentru viitorul nostru al tuturor. Pe Megoanla cu Megoanla în părul, adică eu. Am decis că e timpul, într-un final, după un an de tras pe cur, să fac tutorialele de World of Tanks. Drept urmare, am hotărât că ar fi bine să încep de la începutul începutului și să mă asigur că aveți o bază pe care putem să punem cunoștințe avansate, dar și să facem o bază pentru oameni care, din orice motiv, ar vrea să joace World of Tanks și poate ar avea nevoie de un pic de ajutor în început. Drept urmare, o să-mi fac un cont nou de World of Tanks. Nu o să-l dau pe ăsta, deci nu vă grăbiți să săriți. Vreau eu contul în care o să filmez cum arată World of Tanks pentru un începător și o să încerc să ameliorez confuzia pe care o poate avea cineva în prima oară când se loghează în World of Tanks și să explic anumite chestii simple, de bază, unde e harta, de exemplu, ce butoane se folosesc, optimizări, schimbări de limbă și așa mai departe. Drept urmare, o să vreau, ar fi bine dacă mi-ați da un cod promoțional pentru începători, pentru conturi noi, cum ar veni. Cine are, dacă le are. Bineînțeles, nu le trimiteți, nu le postați în secțiunea de comentarii a videoului, pentru că probabil nu o să le văd la timp și o să le ia altcineva. Și dacă nu câștigăm nimeni, adică în afară de cel gașoan nu câștigă, nu beneficiem cine trebuie. O să-mi trimiteți, dacă aveți codul promoțional, într-un mail pe adresa de Gmail a mea, adică mcwinelatpalora@gmail.com. O să pun o anotație cu mailul deasupra. Mailul o să fie și în descrierea videoului. Ar fi bine dacă aș lua unul, dar nu e obligatoriu. O să las cam o săptămână să văd dacă primești ceva coduri. M-am interesat și eu și nu prea am găsit, dar n-am timp să stau la ora asta. Și bineînțeles, după ce termin cu tutorialul ăsta de început și cu introducerea în World of Tanks, o să fac videouri mai avansate. Angling, armură, cunoștințe, tactice și așa mai departe. Toate că le-am împrăștiat de-a lungul videourilor, de obicei nu le-am făcut intenționat neapărat sau ca scop final educarea și învățarea altora a mecanicilor jocului. Într-un final, sper să terminăm de cunoștințe avansate sau ajungem în cunoștințe pe care nici eu nu le știu și pe care v-ar trebui să mi le explicați voi. Mulțumesc pentru timpul acordat și dacă aveți coduri mai multe și sunteți dispuși, trimiteți și un mesaj în care specificați că codul pe care l-ați trimis poate fi folosit la o promoție pentru altcineva. În cazul că primez mai multe coduri promoționale, bineînțeles, nu o să fac 7 conturi. Ah, am 7 conturi de începător. Probabil o să fac o promoție în care o să dau alte coduri pentru oameni care au nevoie de ele, care vor să facă un cont nou sau vor să facă un cont în World of Tanks. Dar vreau să specificați, da, contul ăsta poate să fie folosit într-o promoție pe viitor. Dacă nu, o să vă trimit eu un mesaj înapoi în care vă spun, da, am folosit alt cod promoțional, mersi de ajutor. Poți să folosești, să-ți păstrezi codul ăsta pentru ce ai tu. Din nou, mulțumesc de vizionare și de timp acordat. Dacă aveți coduri, bine. Dacă nu aveți coduri, bine. Într-o săptămână o să facem un video serios. O seară bună, o zi bună și cât mai mult noroc în World of Tanks. La revedere! Vă spunem la revedere! La revedere!